Și salutare tuturor, bă, la toată lumea din toate colțurile țării. Ce fac nebunii mei? Eu astăzi vreau să îmi iau de mâncare. Ce credeți? Cineva mi-a zis, du-te repede la un magazin, ca să nu înțeleagă lumea că fac reclamă. Vezi că e la pizza, exact cum ai făcut tu. Ofertă la pizza, e 10 lei, 10 lei 99 mi-a zis. O pizza! Păi cum să nu mănânc cu familia mea și luăm 3 bucăți? E ziua un pic mai windy. Hai că windy, nu mai știm să vorbim, ne-am americanit. Ziua 22, când mănânc un pachet de țigări transformat în, de exemplu, astăzi, 3 pizza. Mă, cât de mari sunt, dar mi se pare că sunt exact cât cea pe care am mâncat-o în episodul 20. Mi-a spus băiatul, brodere, du-te repede acum. Am luat mașina și am plecat. Nu m-am dus cu cealaltă deoarece am numai dala de pescuit în ea, nebunii, și vrea Fefi să se ducă pe undeva. Și a zis, lasă-mi Peugeot-ul repede, să mă duc cu Peugeot. Ok, lume frumoasă, let's check this out. În primul rând să găsim un loc de parcare, să vedem dacă îl găsim aici. Ia să vedeți cu ce viteză intru aici. Și am zis, stop cardiac, oprim motorul și mergem repede să prindem oferta. Hai că s-o prindem. Unde o fugim, mă, frate, mă? Și mergem noi acum să căutăm exact ce trebuie. Când sunt oferte, nu poți să le ratezi. Nu ai cum să ratezi așa ceva. Și nici eu nu am de gând să ratez oferta respectivă. Dacă făceam cu prietenii mei și ziceam, bă, am nevoie de mai multe pizza ca să luăm, să mâncăm, să ne introducem în trup. Sau hai să o facem pe a noastră, făcută acasă. Ați văzut ce blat are aia, zici că e... Lama asta la pe aici, nebun, uite și era blatul, mă. Deci, na, asta e, fiecare. Și în comentarii mulți au spus, păi da, vere, dar știi care e treaba, chiar e o pizza și nici eu nu mănâncă, mi se pare așa și așa. Bă, era coadă la pizza, deci a trebuit să aștept 25 de minute și nu era o oră full de option. Ok, vorbiți un pic cu găinațul ăsta de brotherii mei, pac. Peugeot-ul meu își face datoria. E o mașină, aș putea să spun, plane, avion. Din păcate o folosesc mai puțin, deoarece nevastă mea o folosește mai mult. Am bani, am tot. Sesam, închide-te singură. Așa, și mergem acum să vedem oferta aia. Cum poți să dai de o ofertă în care să iei 3 pizza cu 30 de lei? Nu ai cum. Ia, haide să vedem ce putem să șmanglim. Nu vreau să fiu sub nicio formă și să nu înțelegeți greșit, dar nu sunt plătit de nimeni. Bă, de nimeni, nu sunt plătit un leu. Bă, frate, ia, am luat pe banii mei. Am zis că dacă un fumător 900 de lei îi aruncă. Unde sunt ofertele astea? Pe țigări, 900 de lei pe lună. Păi eu nu pot să mă satur cu familia mea și să mănânc de 900 de lei doar într-o singură lună, deoarece eu nu am fumat și n-am să fumez vreodată. Poate nu observați, dar sunt unii care se uită la mine că vorbesc și nu vede camera la piept. Bă, dar unde e, mă? Uite-le. Aici la congelat. Da, veri, da, fraților, da. Uite-o, mă, mâncați-și. Băi... Deci nu fac reclamă și nu mă interesează dacă vreți să veniți sau să nu veniți, să luați, nu fac reclamă. Deci, pizza Feliciana, diverse sortimente, 320 de grame, 360 de grame, 10 lei 99, 11 lei. Bun, avem salamo, doamne, pe mine le fac pe toate, 3 și le mănânc cu băieții mei, cu amândoi băieții, cu nevastă. Deuța, pentru cei care m-ați întrebat, nu prea vrea să apară pe vloguri deocamdată, zice, nu vreau, tati, să mă pui. Dar ea e frumusețe de rupe norma, dar să-i treacă ei și o să filmez și cu ea. Deci fiți atenți, doar combinația asta, salame, ecorizo, pasta sau speciale. Acum, voi pe care ați alege-o, deci trebuie să-mi iau 3 bucăți pentru că se încadrează în banii respectiv. Deci 3. Păi eu zic salame, asta pare să fie mai. Am ketchup acasă, deci 3 pizza la preț de una. Ai jucat-o și pasta. Asta mi se pare chiar șmecher. Mergem și le facem acasă și mâncăm cu băieții noștri. Băieții mei frumoși. Asta mă pare. Și avem. Pune produsele. Una. Cardul, da. Două. Trei. 32,97. 33 de lei. Altă viață, frate. Oamenii banii. Mi-a luat banii veri. 32 de lei. Dă-mă un pachet de țigări. Eu cu... copiii mei o să mănânc așa ceva. Și fiți atenți că e Dr. Rutter, nu fac reclamă sub nicio formă, dar e bună, cei de la ăsta e bun, dar nu știu de unde e Dr. Rutter ăsta, dar... $32, $32,97. Nu-mi vine să cred exact
cum e corelată combinația asta exact cu ce v-am spus eu. Să vânăm pentru că sunt oferte la 10 lei. Și m-a sunat un prieten, du-te frate și ia-ți, uite s-a aprins ghearele pisicuței, du-te frate și ia-ți nebunia, fă-ți talentul, pentru că e o ofertă. O să dau drumul la aer condiționat să nu se topește și mergem în casă să le facem. Ketchup, iute, ketchup dulce, hai! Gata, am ajuns acasă, încălzim cuptorul, cum scrie pe aceste pizze. Avem 3 bucăți, o să le mâncăm împreună cu my family, ce credeți? Am dat 34 de lei pe aia care era exact cât asta. Deci exact cât asta, absolut. După ce le-am scos din cutie pe fiecare, o să vă și arăt. Băi, să știi că arată bine. Mamă, și ce credeți, miroase super. Fefi! Ce zici? Am o idee. Putem să mai punem niște felii de pizza, de salam pe pizza asta? Belea! Ați auzit-o, deci putem să mai punem niște felii extra. De exemplu, pizza aceea, salame, nu, e cea care are mai puține felii de salam. Ia să vedem cum arată astea. A, uite și asta e, într-adevăr, e exact cum vă arată. Mamă, că arată bine, ca dimensiune și... După ce terminăm seria asta, pentru că nu vreau să le încurc să postez de 2 ori pe zi, pentru că nu e ok, o să facem pizza cu Fefi. Și o să vedeți varianta ei de pizza, atâta să fie blatul, să ai ce mânca, nici chiar atât, deci ca un deget, ca un deget. Mie îmi place cu cât e mai pufoasă, cu atât e mai ok, adică să fie ca degetul și asta e mult mai groasă decât ce am cumpărat eu ca și blat. Și uitați-vă cum arată, e de salam. Și eu vreau să mai bun salam pe ea pentru că am salam de la Expre pentru pizza și sos pentru pizza. Înainte nu știam de unde să găsesc sosul acela de pizza. Sosul acesta care se pune primul. Acum se găsește, fraților, nu fac reclamă 1%, nici 1%, la Metro în găletușe. Deci am și luat și ce credeți, e atât de bun încât poți să-l mănânci cu pâine. E șmecher. Și acestea sunt... pizzele, da, da, se pot observa foarte bine. Vezi că și salamul e bun. Da, da, e bun. Acum, trebuie să încălzesc cuptorul la 200 de grade și să le pun, cum scrie pe ele, între 13 și 16 minute. Și o să le vedeți cum le mâncăm imediat. Ești gata, nevastă? Adi, ia vină la tati. Spune-mi și mie, pe care vrei tu să o mănânci? Pe toate. Pe care vrei să o pe toate. Băi, tati, sunt 3 și noi suntem tot 3. Bine, că îi ducem și lui Găbiță. Dar ca chestie, noi care filmăm, da? Poate filmăm și cu Găbiță să vedem dacă vrea. Că nu prea are chef. Pe care o vrei? Pe toate, nu, pe toate. Le vrea pe toate. Cine e sufletul meu, sulița care mi-a rupt inima de fericire și de frumusețe și pupă tati piciorușele care sunt mici? Cine e? Pe toate, fiar. O să le mâncăm pe toate imediat pe vlog. Doamne, de pot să mai mă satur de tine. Haideți să le punem la cuptor. Gata, fraților, ia fiți atenți. Așa arată, am mai pus noi extra. Ia zi, soare. Ce părere ai? Mântavă, arată bine așa cu mai mult din asta. Cu mai mult salam, nu? Da. Că nouă ne place cum am. Ție-ți place mai mult salam? Salamul sau cărnatul? Ce-ți place? Cărnatul. Dar ție ce-ți place? Eclerul sau savarina? Savarina. Eu cred că amandina. Amandina, savarina îmi place. Ai de la faptul. Da, s-a încins. Ăla e acolo. Hai să cronometrăm și le punem pe rând. O să vedem în continuare. 15 minute. După ce terminăm seria asta și pe... celebra Fefi și a zis că îi place foarte mult să se întâlnească cu lume pe stradă să facă poze. Și o să vedeți cum face ea pizza în stilul ei. Deci ție-ți place cârnatul, nu? Ție-ți place savarine. Partea asta o tăi. Eclere. Ce savarine? Adică ce vrei să spui? Îți plac savarine. Îți place creșnitul. Creșnit? Și savarina, nu? Mie îmi place savarina mult. Să fie zimos. Creșnitul. Cârnatul să fie zemos, ați înțeles, fraților? Creminitul îți place. Îmi place, cum să nu-mi placă? Că dacă e frumoasă din cap până în picioare... Ce zice fata mea? Nu, mai lăsăm un pic. O mai lăsăm un pic, vreo 2 minute, nu? Uh-huh. Așa, dar pe prima. Dar ce facem? Prima. Mă dăm de pe jos. De cât jos? Da. A, că sus se face mai repede. Uh-huh.
Adică decât jos, că sus e mai altfel, nu? Ia ia cocoașa de la Notre Dame. Deci fetele care sunt pe TikTok, când merg ea, spatele drept, așa, și fetele de pe Wish. Sau mai bine zis, hai să tai partea asta, nu tai ăla și pe asta. Fetele când ies în oraș, coron în spate, burta în față. Stai că nu-i bine, așa. Așa. Și asta o să facem un short. Fetele când se duc la magazin dimineață. Notre Dame, moartele țării. Gata. Una, da? Da. Bag-o pe alta. Bag-o. O faci tu? Ce faci, suflet frumos? Ce faci, pizza? Păi da. Vrei pizza? Îți dau pizza. Câte vrei. Ia uite. Banii de țigări. Mâncăm pizze pe bani de țigări. Și nevastă mi-a scrie mesaje de amor, de iubire. Gata? Și a doua. Și a doua. Number 2. Number 2. Mamă, ce bine arată. Bun, bun, bun. Și mai bun. Și numărul 3. O bagi tu și pe asta? O bag eu și pe asta. Și pe mai care soare? Că astea două le-ai băgat. Unde le mai? Pe care să le mai pui? Ți-e cam mi-e foame. Poftă, că da, ai, te duci cu mâna spre ea. Mai lasă-le. Pe cealaltă unde pui? Aici. Unde? Mică. Eu zic că e gata. După cum se vede, chiar arată bine. Arăs bine? Arăs bine? Nu. Frige și n-are gură să strige. Haide să facem ceva. Scoate-o. N-am loc de tine. Nu-i gata? N-am loc de tine. Cum adică n-ai loc de mine? M-am dat așa. Ești gras. Hai că-ți plouă în gură. Să frig. Avem 3 pizze. Și 3 înfometați. De fapt sunt 4, 5, 6. Cât suntem? Deci, pam, pam, pam. Haide să le devorăm. Și suntem gata de a vă arăta ceea ce vreți să vedeți exact aici. Adică pizzele sunt gata. Foamea e gata. Găbiță nu vrea să apară. De fapt el se joacă. Și încercăm să fim și noi gentlemen. Atâta e. Te uiți să aștept să vezi. Mă uitam la aia să râd, da. Păi nu știi care e treaba. Păi n-a fost. O tai pe din patru soare. Da. De ce? Că uite. Ia uite. Ca să se și răcească. Și am tăiat-o odată, dar am obosit. Cu cuțitul era mai bine. Cu cuțitul era mai bine. Păi nu, le tăiem uite așa mai micuțe. Știi care-i treaba? S-au și făcut mai Cripsy, auzi, în loc să zic crispy. Cripsy. Cristi? Cristi? Bă, Cristi! Când o să te uiți la vlogul ăsta, Fefi, nevastă, să știi de ce te uiți. De ce râzi, să știi de ce te uiți. Da, prost sunt câteodată, mă, să mor la... Ia taie tu pe ăla, hai! Nu vreau! Hai! Gata! Taie că să mor așa de nu mă băs. Și avem aici un ketchup picant. Nu pot! Nu poți? Nu. Adevărat, am viat. Nu am putere. Hai, bărbat, fii puternic. Ia, cât de puternic o să fii? Vai, ce puternic ești. Laudă-mă, laudă-mă, zi de mine. Vai, ce putere are soțul meu. Ia zi, mă zi de câte pișe ai în pat? Așa o las. Că ea s-a... Apă, ea a bubnit-o râs. Fiți atenți, s-o vrea să zică ceva, așteptați-mi. Nu zic nimic? Hai, zi, zi. Nu zic nimic? Zi ce am zis eu, hai. Zi. Ia uite ce puternic sunt. Ia zic nevastă. Zi, mai ții minte cât de pișai în pat? Zi. Asta e scoasă de mine, să nu credeți că... Dar asta nu am pus? Bă, da, dar cineva mi-a luat o bucățică. Uite ce frumos să arată când sunt mai multe felioare de-astea. Și vedeți că e... Bună. Eu nu mai mâncă nimic, că mănâncă ea pe tata. Aoleu, ma, să-l mănânce tati. Bine, el o spune într-o glumă, într-o manieră în care ar avea dreptate. Nu glumește. Am uitat să domnul la înregistrare, ești nebun? Gata, îmi plouă în gură. Ce credeți? Din partea asta, asta e cea mai rece, asta e mai călie, e călduță și asta frige că am scos-o chiar acum. Să dau și eu, uite așa, ca să le vedeți pe toate. Să nu ziceți că suntem fakeri. Stai un pic, că ăsta e picant. Dar știi care e treaba? Dar nu fiu cu sos. Păi dar nu spune societății. Și cu asta, și cu asta, și cu aia. Da, cum? Adică din fiecare? Da. Păi atunci, eu uite, tati pune sos. Vrei să pun sos pe toate?
Ca să-ți dau și din... Nu punea pe toate, că nu, e picant și găbiță nu. Nu, a pus doar pe astea. Uite. Vrei și o pizza de-asta? O felie de-asta? Și o tostă și o tostă. Câte vrei? Și mai fiu pe așa tauă. Adică ce ești nasul tău, te-ai ciupit de aici în țărelul? Da. În mănânce, să-l vede cu de la soare. Bun, și să vedem cum e, dacă își merită bănuții. Asta păi aia e cu... Asta e cu ciuperci. Și asta să-i lași lui găbiță, că din asta vrea, el nu vrea cu ciuperci. Vreau și eu cu ciuperci asta și cu asta. Asta e care sau ceva? Da. Are busuioc și e foarte gustoasă, fii atent. Oregano? Ar trebui. Da, oregano e. Dă-te aproape de-ați. Haide. Haide, taie. Arde taie? Da. Zăi din aer altă. Da supa asta să răcească. Mersi, mama. E făcută cam tare asta? Da. Și taia, și asta cu ciuperci în tai. Și acum? Voi să luați, cum ați luat în episoadele trecute, să puneți pe net ce zic eu acum. Adică, ce vrei tu de la viață, tati? Ce-ți dorești tu cel mai mult de la viață? Zici sincer, ce-ți dorești tu cel mai mult? Să cumperi pizza și să mănânc mai de pizza. Cu ciupeiți. Cu ciupeiți? Asta-ți dorești tu de la viață? Uh-huh. Ai și gagici? Uh-uh. Stai pe mama. Îți da gagici ca care o ai la grădini? De la grădini câte gagici ai? Pe fata lui Victor? Stai una. Cum o cheamă? Nu știu. El a luat toate fetele la pupat de la grădiniță. Gâscul meu, frumosul meu. Mă stau cu Caia. Cu Clara. Cu Clara. Auzi, salvați de clopoțel. Se pare că cu 30 de lei poți mânca bine de tot. Îți poți satisface nevasta cu 30 de lei, nu? Ia uitați-vă. Poți să satisfaci și pe alta cu 30 de lei? Cum? Poți să satisfaci pe alta cu 30 de lei? Eu? Da. Nu pot să răspund, că primesc un picior în cap. Deci, altă felie de pizza. Ce mi-a spus Fefi, vă jur, astea nu o să fie foarte bune. Sunt gustoase. Ok. Îmi plac foarte mult. Bune, da. Între pizza aceasta și pizza pe care am mâncat-o eu, e o mică diferență, pentru că asta e un pic mai prăjită ca și blat. Asta are blatul mai gros decât cea pe care, fii atent, am mâncat, cea pe care am mâncat-o în episodul 20. Uitați-vă și voi, faceți o diferență. Uitați blat aici mai gros, e de două ori mai gros. Îmi zice băiatul ăla că vrei blatul mai pufos? Și am zis, adică la ce te referi, să fie pizza mai mare sau cum? Păi nu, mai groasă sau mai subțire, blatul. Și am zis mai groasă. Că știu că la majoritatea pizzelor ăia nu știu cum să-ți facă blatul să fie invizibil. De să câștige bani și să nu-ți dea nimic să mănânci. Și eu zic, vreau blat pufos. Avea două lame de cutter. Atât, două lame de cutter. Atât de subțire. Deci dacă i-am zis varianta groasă, dacă îi ceream varianta subțire, venea așa. Asta e pizza. O luam că era invizibilă, că la cât de subțire era. Mersi frumos. Cum e sufletul meu? Bun. Bun. Care îți place? Asta aia sau aia? Asta trei. V-am dat aia pe primul loc la mine. Poate n-ați auzit. Astea trei. Asta încă... Aia îmi place mai mult, până mă văd asta. Aia. E belea, nu știu. Asta? Oregan, nu știu ce are. Lasă-l găbiță pe ea. Da, are oregan. Păi și asta. Pentru că astea două sunt identice soare, aia nu. A, da? Uh-huh. Nu știu, asta are... Îi am zis lui Pepi, dacă aveam loc în frigider, că l-avem plin de carne pentru a filma, multe, și de capre, i-a zis, câte ți-a zis că luam? Luam 10-20 de pizza, dar asta pentru că sunt, e 10 lei, deci sunt... Nu mai am așa de luam 30 de pizza de-alea. Dar nu am loc în ladă, pentru că avem o grămadă de mâncare. Câte lăzi avem? 3 lăzi. Pline. Mi-e foarte bună. Și Fefi face o pizza bună. Uitați-vă cât are blatul de grosuț.
E mai bună asta decât cea pe 34 lei și am dat 10 lei pe ea, 11 lei. Face pe fi o pizza bună, rău și grosuță, uite așa e, nu? Mm-hmm. Un blat bun, a făcut-o pe ultima. Mama, te coci pe asta. N-a lăsat nimica. Ia. Mama, pe ce mănânc? Care e mâncarea ta preferată, Adiță? Pe toate pizzele. S-a fixat pe pizze. Ce-ți place ție? Cartofi prăjiți? Pizza? Mă știu ce dau. Ai cartofi prăjiți și pizza. Tot ce e cu carne. Tot ce e cu cărniță. Când mâncam ceva foarte picant, el avea paharul de apă lângă el. Vedea ce fac și eu, știți? Gen. Băi, mânca picant la fel ca și mine, zi tu. Acum s-a învățat când mănâncă picant cele lapte. Lapte. Mie când îmi vine boala pe lapte, sunt persoane care susțin că eu sunt incompatibil cu lumea asta. Și de ce? De ce eu nu fumez? De ce eu nu beau? De ce eu beau lapte la 35 de ani? Și de ce eu nu beau cafea? Înseamnă că eu am o problemă. Și de ce tu te mănânci ciorbă de dimineața la ora 6, 7, 8 când te trezești? Mă, ciorbă. Da, de ce mănânc ciorbă imediat cum mă trezesc? Pentru că eu am o problemă. Deci eu sunt cel cu probleme. Iau apă. Încercând din... Ăsta de ce s-a încins? Așa era? S-a încălzit de la pizza un pic. Uitați-vă, s-a hau. Încercând să fiu cât mai normal, cât mai eco, să fiu cât mai... De la mama lui, uite... Felia asta a căzut pe jos. Ștefi, felia asta a căzut pe jos, tocmai pe jos și eu am luat-o, eu am salvat-o. Da? N-ai apucat. Așa că cu cât ești mai normal, cu atât ești văzut mai ciudat. Și că lucram pe taxi. Fel și fel de oameni, femei, mă întrebau. Uite o felie micuță, exact. Mamă, uite că s-a strâns. Era mai măricică. Ea salamului, noi am pus extra. Deci ca să înțelegeți, pizza nu arată așa cu feliile astea de salam. Eu am pus extra felii de... Dar asta nu e parizer. V-a zis parizer? Salam. Salam. Credeam că a zis parizer. Îmi ziceau, care e viciul meu? Mă întreba, dar mașina asta, văd că e cam printre puținele taxiuri în care nu miroase a țigări, știi? Să ți-i spuneam tot. Păi nu fumez. A, înseamnă că fumezi afară. Foarte bine. Dar nu fumezi. Deloc? Da, deloc. Deci persoanele, sau când de băutură, când beam, li se păreau ciudat. Mie îmi plăcea în taxi să am lapte, știi, nu? Beam lapte. Lumea credea că sunt bolnav. Dar suferi de ceva, e o problemă? Cu cât ești mai simplu, cu atât trebuie să ai o problemă. Dar ce trebuie, mă, să nu mai zicem? Îți place, tati? Mm? Ia uite, ia fii atent. Mănâncă, fii atent ce hoțișor e. Mănâncă de pe blat și trage cu dinții tot de pe el ca să mănânce cei mai bunice. Vezi să-ți arate, tati, o vrăjitorie? Mm-hmm. Ți-a plăcut vrăjitoria asta? Mm-hmm. Unde te pupă tati și mami? Pe obraz? Mm-hmm. Și pe urechiușe? Mm-hmm. Și pe mânuțe? Mm-hmm. Era fumiță. Vă pupă fratele vostru, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Hai să nu o lungim. Într-adevăr, țigările sunt cele care ar trebui să nu existe la noi, pe planetă. Ar trebui, dar din păcate există. Căci că dacă n-ai un viciu, degeaba trăiești. Auzi ce viciu. Dar găsește-ți un viciu care să fie și cât de cât sănătos, adică să poți face ceva cu banii. În fine, fiecare face ce vrea. Eu fac ce vreau. O să mă duc să iau brânză. Iar mâine, dar voi o să vedeți vlogul de mâine. Altă dată, pentru că, de fapt, după ce trece luna aceasta, eu mâine o să mă uit cu Fefi la, nu știu, 5, 6, 7 filme, toată ziua. Aveți cuvântul meu, de la ora 12, că mă trezesc dimineața la 7, 6, 7, am plecat, am făcut cumpărături să-mi rezolv și filmările ce am pe ziua respectivă. Fiecare săptămână, o zi din săptămână, e și o să vedeți și voi vloguri expre pentru film. Dar o să filmăm de când ne punem în pat, la ce filme ne uităm. În timpul filmelor, când mai facem o pauză, mai filmăm câte ceva, ne mai pupăm, ne mai iubim, dar eu trebuie să am jobul activ cu filmarea, cu vlogurile, ok? Și o să ne vedeți mama, în fiecare săptămână. Mama, pentru că aia cu picioarele cu ăsta. Uh-huh. Eu n-am gustat multe rețete. O să urmeze. Am un ochi.
În descriere găsiți link-urile de la rețelele mele de socializare și pe Facebook, Fish Hacker, și pe YouTube, Fish Hacker, cel mai mare canal de pescuit din România. Ce credeți? Am pus Revolutul în primul link. Dacă vrea cineva să mă cinstească, să zică, ia fratele meu și tu și du-te și filmează, nu știu, că de exemplu, că du-te și la restaurantul respectiv și comandă-ți cu tare. Deoarece... Ce-i tare? Mănâncă tot astea cu o ciopeci. Toată pizza? Da. Îți iau 5 pizza odată și le mănânci pe toate? Cu ciopeci. Și după ce se termină și nu mai are poftă el, îi se termină pofta, zice, nu mai mănâncat. Oh, 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 ce dulce. Mi-au mai zis câțiva în comentarii, frate, dăm Revolutul tău, de fapt e în descriere, dar era al treilea, al patrulea. Dăm Revolutul tău să-ți trimit ceva, să te duci să filmezi când mănânci ceva. Am pus primul Revolutul meu, puteți să-mi trimiteți cât vreți, ce vreți și lăsați-mi un mesaj. Frate, vreau să te duci să mănânci din restaurantul ăla, vreau să-ți cumperi cu tare să gătești. Tu cu familia ta frumoasă, pe care voi o iubiți. Așteptăm toate și toate au un timp și toate la timpul lor. Vă iubesc, ne revedem în partida următoare. Se poate sau nu se poate cu 30 de lei să satul familie? În fiecare zi? Vă iubesc. Bum, bum, toate babele sar acum, e petrecerea în toi, ne distrăm ca de ajun. Cu anălea nazare în cap, toată lumea se distrează, Maricica e pe zonă și Larisa explodează. Vecinii bat la ușă, sar găinile în sus, muzica speră la bană, creierii s-au descompus. Hai babele sus, babele jos, babele sar pe geam. Că nu mai o viață am.